Corea de Nord a testat un nou tip de rachetă al cărui rol ar fi de a îmbunătăți sistemul nuclear cu rază lungă. Testul efectuat de regimul comunist nord-corean a fost făcut cu o zi înaintea unor exerciții militare comune între Statele Unite și Corea de Sud. De asemenea, lansarea rachetei a coincis și cu um, împlinirea 110 ani de la nașterea fondatorului țării Kim Il-sung. Corea de Nord a testat ceea ce a caracterizat a fi un nou sistem de rachetă care i-ar spori eficacitatea armelor nucleare tactice. Fenianul a precizat că lansarea a fost supravegheată de Kim Jong-un și că a fost un succes. Corea de Nord nu a indicat de unde a avut loc lansarea exact, însă Corea de Sud a precizat că sâmbătă a detectat două proiectile care au zburat în apropiere de coasta sa estică la o altitudine maximă de 25 de km cu o viteză de patru ori mai mare decât a sunetului. Acesta a fost al 13-lea test cu rachete balistice efectuat de Corea de Nord doar anul acesta. El a fost programat să coincidă cu o rundă de exerciții militare comune dintre Statele Unite și Corea de Sud, dar și cu sărbătorirea a 110 ani de la nașterea lui Kim Il-sung, fondatorul statului nord-corean. Corea de Nord este cunoscută pentru faptul că efectuează teste cu rachete în preajma unor astfel de momente, pentru ca ulterior să facă apel la o detensionare a situației diplomatice cu vecinii de la Sud.